Bună! Eu sunt Eli și mă aflu într-un aeroport. Te invit să descoperi o întâmplare interesantă. Să pornim! Priviți cu atenție imaginile. Piscuiți, aeroport, un tânăr sau domn și o tânără. Imaginați-vă o întâmplare care se petrece pe aeroport, în care personajele sunt un tânăr, un domn și un pachet sau o pungă de biscuiți. Opriți filmulețul și alcătuiți o scurtă povestioară. Ascultă și citește întâmplarea Ultimul biscuit. Într-un aeroport stătea o tânără care urma să facă o călătorie mai lungă și a cumpărat de acolo o carte ca să treacă mai repede timpul și un pachet de biscuiți. S-a așezat pe un scaun și a pus bagajele lângă el și s-a apucat să citească. La un moment dat s-a întors să ia un biscuit din pachetul de lângă ea. A observat cu surprindere că la mică distanță era așezat un domn care citea un ziar și care, fără să-i ceară permisiunea, a început să ia și el din pachetul de biscuiți. Cu toate că s-a simțit indignată, politețea a împiedicat-o să-i reproșeze că are un comportament nepotrivit. Dar pe măsură ce ea lua câte un biscuit, lua și el unul și asta a făcut ca până la urmă tânăra să devină nemulțumită. Când a luat din pachet penultimul biscuit, ea s-a întrebat plină de resentimente. Oare îndrăznește să-mi ia și pe ultimul? Bărbatul a luat într-adevăr ultimul biscuit, l-a rupt în două și i-a oferit zâmbind cald o jumătate. Simțind că el a depășit limita bunului simț, tânăra s-a ridicat furioasă, s-a îndreptat spre un colț al sălii de așteptare. A deschis geanta ca să pună înăuntru cartea și, spre marea ei surprindere, a văzut înăuntru pachetul de biscuit pe care îl cumpărase. În acel moment a copleșit-o un sentiment de rușine. A înțeles că pachetul din care mâncase nu era al ei, ci al bărbatului care citea ziarul. El a împărțit plin de bunătate chiar și ultima bucățică pe care o avea, fără să se simtă indignat, superior sau furios. Care este morala sau învățătura acestei întâmplări? Gândiți-vă, oare de câte ori în viață ne-am grăbit să judecăm comportamentul altcuiva? Ar fi mai bine ca înainte să ne grăbim să judecăm pe alții, să privim cu atenție în jur și mai ales în sufletul nostru. Ce am învățat din povestirea Ultimul biscuit? Să oferi ce ai când poți cu bucurie, fără să aștepți nimic în schimb, nici măcar un mulțumesc, fără să regrezi ce ai dat. Cine oferă și cine primește? Iată alte întrebări. Te invit acum să citești următoarele întrebări, iar apoi să oprești filmulețul și să răspunzi la ele. Cum mi se pare istorioara aceasta? O întâmplare tristă, una amuzantă, o povestire plină de înțelepciune? Desenați sau mimați?
răspunsul vostru. Povestiți o întâmplare în care ați oferit sau ați primit ceva, în care dintre personaje v-ați regăsit. Scrieți sau desenați răspunsul vostru. Cine ați prefera să fiți, tânăra cu cartea sau domnul cu ziarul? De ce? Dacă ați fi în locul tinerei din povestire, din întâmplare, cum ați proceda mai departe? Opriți filmulețul și răspundeți la întrebări. Alegeți un moment al întâmplării sugerat de următoarele desene și motivați alegerea lui. De ce ați ales acel moment? Ce sentimente ați trăit? Ce v-a impresionat? Pe curând!